seara și bine v-am găsit la știrile WeSport. Patronul celor de la FCU Craiova, Adrian Mititelu, poate detona bomba iernii pe piața transferurilor. Presa de peste Prut scrie că moldoveanul Vladislav Blănuță ar putea pleca pentru 6 milioane de euro. În vârstă de 21 de ani, atacantul care recent a renunțat la Naționala Moldovei a înscris 4 goluri pentru gruparea din Bănie în acest sezon, într-un total de 14 meciuri jucate în Superliga. Atacantul Naționalei Under 21 a României, Vladislav Blănuță, este urmărit de scouterei unuia dintre cele 3 cluburi emblematice ale țărilor de jos, AEK Amsterdam, PSV și Feyenoord. Rămâne de văzut dacă va fi activată clauza de reziliere a fotbalistului, în valoare de 6 milioane de euro. Însă cert este că pentru cluburile menționate, suma nu reprezintă o problemă.